Toamna își intră încet, încet în drepturi, iar comercianții din piața Mircea au umplut arabele cu noile fructe de sezon. Prunele și perele sunt doar câteva dintre vedetele acestui anotimp. Fructele sezonului cald încep să dispară și să își facă apariția bunătățile anotimpului tomnatic. Comercianții din piața Mircea sunt pregătiți și așteaptă cumpărătorii. Acum perele, prunele, smochinele, toate fructele de vară, de toamnă. Alte vară au trecut, cireșele, vișinile. Fructele și legumele de sezon sunt cele mai bogate în nutrienți, dar și cele mai gustoase. Poate nu este niciun moment mai potrivit în an, cum este luna septembrie, pentru a te bucura de gustul unui măr suculent, aromat și cu miez crocant. De aceea, în fiecare anotimp trebuie să ne hrănim cu alimentele pe care ni le oferă natura, în special cu cele care au proveniență locală. Avem prune, pere, mere. Ce să mai... Zmeura s-a dus, nu mai am avut și zmeură. Comercianții sunt dezamăgiți de vânzările din această vară, spunând că față de ceilalți ani lucrurile merg din ce în ce mai rău. Da, vânzările nu prea merg prost. Prețurile mici, nu mai are lumea bani. Ce să mai... Nu prea avem așa vânzare chiar extraordinară. Ce să mai... Este mai rău față de alți ani? A, mult mai rău. Foarte rău. În alți ani... Făceam vânzare, acum de unde? Iau oamenii și câte o jumătate de kil de 2-3 lei să mănânce, că n-au bani. Prost, foarte prost. Vânzarea merge foarte prost. Chiar dacă au apărut, prețurile sunt cum sunt mici, dar vânzare prost. Prunele, merele și perele sunt doar câteva dintre fructele care sunt în prezent în piețele agroalimentare.